Este proiectul de suflet al primarului Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, care și-a dorit ca locuitorii Craiovei și zonei metropolitane să beneficieze de apă de cea mai bună calitate la robinete. Oamenii sunt foarte bucuroși că, în sfârșit, vor putea consuma apă curată de izvor direct de la robinet. Era un proiect mai de mult și sperăm să ne bage și nouă, pentru că e păcat de comun asta. Suntem la aproape de 5 km de Craiova, de municipalitate, dar rămâne de dorit drumul acesta. Cu condiții nu e bine? Păi cine nu vrea condiții să facă? Și merită să mă așteptăm. Păi chiar dacă așteptăm, dar să fie, ce să mai, pe canalizarea ne-a băgat-o. Mă bucură foarte tare că vom reuși de anul viitor să bem apă de izvarna de la robinet. Cred că este cel mai bun lucru care se putea întâmpla acestui oraș, să nu mai fie necesar să cheltuim bani în plus pentru a ne alimenta cu apă, pentru a face, eu știu, tot felul de reparații la conductele respective, pentru că este clar că acum vom porni de la zero cu totul nou și că în următorii ani vom fi, așa cum spuneam, fericiții beneficiari ai celui mai mare contract european. La nivelul Craiovei, investiția care implică aducțiunea izvarna și rețeaua de canalizare se ridică la 220 de milioane de euro, iar întregul contract la suma de 450 de milioane de euro, fiind cel mai mare din Europa de acest gen. Pe Craiova avem două contracte de lucrări care au fost semnate anul trecut, în 2021. Contractul CL1, care prevede lucrări de extindere de rețele de canalizare și de apă și foarte multe reabilitări. Pot să spun că este cel mai greu contract pe care noi îl avem din cele 22 de lucrări. Cele două masterplane pe care compania de apă, masterplanul pe care compania de apă le-a implementat și le implementează, aduc apă și canalizare la 71% din populația județului nostru. Altă posibilitate, repet, dacă nu exista această componentă, prima dată pe mediu, acum pe POIB, județul nostru chiar nu putea să fie un județ în secolul acesta cu populație acordată la apă și canalizare într-o proporție mare. În 2004, și avem o statistică, în 2004 6 localități din județul nostru aveau sistem centralizat de apă și canal. Acum suntem cu 100 de localități. Masterplanul de apă și apă uzată are o componentă importantă nu doar pentru Dolj, ci și pentru județul Gorj, aducțiunea de apă izvarna Craiova Fir 2. Cu o valoare totală de peste 117 milioane de euro, investiția presupune reabilitarea a 27,4 km de conductă și construirea altor 96,4 km. Lucrările au fost împărțite în 6 contracte la finalul lor, urmând să fie asigurată apă potabilă de cea mai bună calitate în toată Craiova, dar și în câteva localități din Dolj și Gorj.